Crima odioasă comisă în Petroșani în luna februarie acestui an a fost elucidată, iar autorul faptei a fost arestat preventiv. Vă reamintim că o femeie a fost ucisă prin sugrumare, iar mai apoi trupul său a fost ascuns de către criminali pe un teren viran din apropierea fostului poligon de tragere din municipiul Petroșani. Bărbatul a mai fost condamnat în trecut pentru comiterea unei infracțiuni similare de omor calificat. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. În urma investigațiilor efectuate de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în data de 17 aprilie s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Potrivit cercetărilor efectuate în data de 19 februarie, între orele 21:53 și 23:12 minute, în timp ce victima se afla în compania inculpatului, acesta din urmă a comis omorul prin sugrumare, ascunzând ulterior cadavrul pe un teren viran din apropierea fostului poligon de tragere din municipiul Petroșani. Procurorii menționează că inculpatul fusese anterior condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni similare de omor calificat. În continuare, în data de 16 aprilie, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus reținerea inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, în data de 17 aprilie, aceiași procurori au solicitat Tribunalului Hunedoara arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, a transmis procurorul șef Sanda Ionela Draia, purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.